Autoritățile sucevene și cele din regiunea Cernăuți-Ucraina au stabilit calendarul de acțiuni comune pentru perioada următoare în cadrul unei întâlniri care a avut loc în punctul de trecere a frontierei Siret. Potrivit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în cadrul reuniunii s-a discutat despre modernizarea punctelor de frontieră și s-a făcut o analiză a stadiului proiectelor comune aflate în derulare. Am făcut o analiză cu privire la finalizarea patru proiecte europene comune realizate prin programul operațional comun 2007-2014 și am discutat despre cele 13 proiecte pe care am convenit să le susținem împreună în actualul exercițiu financiar pentru care se așteaptă de la guvern apariția ghidurilor de finanțare a explicat președintele Flutur. El a adăugat că s-a convenit pregătirea unei ședințe comune în luna septembrie la Cernăuți, după ce anul trecut Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional Cernăuți s-au reunit în ședință comună la Suceava. Încercăm ca până atunci să continuăm și să intensificăm demersurile în vederea modernizării coridorului care leagă București de Varșovia prin Suceava, Siret, Cernăuți și Livov. Și în acest sens am venit cu încă o propunere și anume să avem o întâlnire a regiunilor din România, Ucraina și Polonia prin care ar urma să treacă această rută rapidă și să facem front comun pentru acest proiect a mai declarat președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur